Kanye West a fost atacat de fanii săi de pe Instagram după ce artistul american a postat de 3 ori același videoclip în care apare soția sa, Bianca Cenzuri. După cum vedeți, este mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, însă nu acesta este motivul pentru care fanii au reacționat în acest mod, ci din cauza faptului că artistul american o postează exagerat de des pe Bianca Cenzuri în tot felul de ipostaze care mai de care mai indecente, manifestând parcă un fel de obsesie față de aceasta, întrucât a folosit-o chiar și în poza noului album ce a debutat luna aceasta. Este vorba despre albumul Vultures 1, care este făcut în colaborare cu Ty Dolla $ign și a fost lansat în premieră pe data de 10 februarie 2024. Nu a durat mult și Kanye West a răspuns răutăților printr-un videoclip în care a explicat de ce postează atât de des poze și videoclipuri cu Bianca Cenzuri. Yo, I just want to tell everybody I posted my wife 3 times on purpose. And it sounds what? No. So what I'm saying is, I delivered the album. Then people still in my comments talking about, why are you posting your wife? Because she make me happy. That's why y'all happy with the music, because I'm happy. You understand? So don't never say nothing negative. If you don't like my page and don't like what I'm posting, go fuck yourself. Seriously. Leave me, leave the king the fuck alone. I don't care, bro. I'm gonna post my wife as much as I want. Go post your wife on your fucking Instagram. Dacă v-a plăcut subiectul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să lăsați un comentariu.